Bună, dragii mei! Alice sunt! Bine ați venit pe canalul meu Dr. Crochet! Astăzi vă prezint o păturică 90 de centimetri pe 90 de centimetri. Uitați, acesta este modelul, mie mi-este foarte dragă, sper că și dumneavoastră. Am ales acest frumos fir, această nuanță splendidă de albastru, după cum vedeți, și am combinat-o și cu alb. Ia uitați! Mie îmi place foarte mult și pe alb, cum a ieșit, se vede modelul foarte frumos, dar și pe albastru se vede frumos și am combinat albastru cu alb. Da? Uitați! Am ales această combinație. Prietena pentru care eu am lucrat nu a dorit să atașez pe partea albă nimic, însă dumneavoastră puteți foarte bine atașa. Croșetați un cap de ursuleț, mașinuțe, puteți să puneți năsturei, deci pe partea albă puteți înfrumuseța, aduce accesoriile pe care dumneavoastră vi le doriți. Combinația de culori puteți să o alegeți, fie o faceți unii toată, fie lucrați așa combinat și v-am zis, avantajul este că pe partea albă putem atașa ceea ce dorim noi. Acest proiect este lucrat din firul Alize Baby Best. Este un fir special pentru bebeluș, după cum vedeți aici scrie antiscămoșare. Codul culorii alb este 55, da? Și codul culorii albastre este 141. Conține 90% acril și 10% bambus. Eu am lucrat-o cu o croșetă numărul 4. Dat fiind că are măsurile atât de mari, da, 90 de centimetri pe 90 de centimetri, și țin să specific că datorită acestui model pe care îl vom lucra împreună, dar pe un eșantion o să vi-l lucrez, fiindcă nu am putut să lucrez datorită mărimii sub cameră păturica direct, dar o să vă fac un eșantion și o să vă explic modelul. Nu este ușor, nu este greu, este ușor, dar modelul, să știți că înghite un pic de fir, deci la 90 de centimetri pe 90 eu am băgat, da? 800 de grame de fir. Deci 8 bobine a câte 100 de grame mi-a intrat, da? Dacă doriți să folosiți acest model la un cardigan, deci cu croșetă de 4, da, și firul Alize Baby Best, vă intră pentru 90 de centimetri pe 90 de centimetri 800 de grame. Deci iată un reper care sper eu să vă fie util. Și în minutele următoare vom lucra împreună eșantionul. Eu aici am primit cadou, o bucurie foarte mare de la Irene, aceste sigle din lemn și mă bucur tare mult că, uitați, la acest proiect am putut să atașez și sigla mea. Deci acesta este proiectul meu final, după cum vedeți. Este minunată, eu o ador, a ieșit, să știți, o splendoare. Și în minutele următoare vom lucra pe un eșantion acest minunat model. Și voi lucra eșantionul tot cu același fir de Alize Baby Best și cu croșeta de 4. Voi monta un număr de 20 de ochiuri de lanț. Haideți să facem eșantionul pe 20 de ochiuri de lanț. Dumneavoastră montați în așa fel încât
să aveți centimetri pe care dumneavoastră îi doriți. Eu am dorit să am 90 de centimetri, am început păturica pe 150 de ochiuri de lanț. Dar dacă dumneavoastră nu știți pe câte ochiuri să începeți, vă sfătuiesc să faceți un eșantion din 10 ochiuri, să măsurați să vedeți câți centimetri are și așa puteți afla pe câte ochiuri să începeți. Da? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ridic două ochiuri de lanț, țin loc de picioruș dublu și încep din ochiul 3, da? 1, 2, 3 și lucrez în fiecare ochi câte un picioruș dublu. Da? Am terminat cele 20 de piciorușe duble, lucrez un ochi de lanț, întorc lucrul și nu din primul, din al doilea, încep și lucrez în fiecare ochi câte un picioruș scurt. Deci vom lucra un rând de piciorușe scurte. Firul, să știți, Alize Baby Best este un fir foarte moale, special pentru bebeluș, antiscămoșare. Este un fir foarte plăcut. Eu am lucrat, să știți, multe lucrușoare pentru copilaș, da? Și acum mi-a venit rândul și la această minunată păturică, 90 de centimetri pe 90, da? Deci am lucrat și în ultimul ochi, da? Lucrez și aici, în ochiul 2 de lanț, întotdeauna lucrați să vă vină marginea dreaptă și frumoasă, da? Și am încheiat rândul. Ridic două ochiuri de lanț, întorc și lucrăm astfel. Un picioruș dublu, deci am dat după croșetă, un picioruș dublu îl lucrăm aici sus, da? În ochiul 2 de lanț, scoatem o dată și încă o dată. Dăm după croșetă, ochiul 2, piciorușul 2, al doilea picioruș dublu, mă scuzați, îl introducem în croșeta, dar pe dedesubt, după cum vedeți, da? Scoatem, tragem firul, mai mult, da? Scoatem prin două și iar prin două. Dăm după croșetă, ne ducem în dreptul la următorul picioruș dublu și începem și facem și am lucrat un picioruș dublu. În următorul fel vom lucra, dar luând piciorușul dublu pe dedesubt, scoatem fir, alungim un pic firul, scoatem prin două și iar prin două. Mie mi iese un picioruș dublu în relief, dar ușor alungit. În următorul ochi, un picioruș dublu. În următorul introducem pe dedesubt și lucrăm piciorușul dublu în relief, da? Ușor alungit, un picioruș dublu, un picioruș dublu alungit și tot așa. Unul sus, unul pe dedesubt, da? Ne iese în relief. Într-adevăr, intră mai mult fir decât de obicei la față de alte modele, dar după cum ați văzut în prezentare, este un model foarte frumos. Așa în relief și iese și grosuț. Uitați ce frumos iese. Aici în margine, uitați, lucrez un picioruș dublu în relief, da? Și aici introduc în ultimul picioruș. Da? Și lucrez în margine un picioruș dublu. Iese foarte frumos, ia uitați. Și v-am zis, este și foarte simplu. Un ochi de lanț, întoarcem și nu din primul, din al doilea, începem și lucrăm un rând de piciorușe scurte.
Am ajuns aici în margine. Uitați, am lucrat piciorușul scurt în ultimul ochi, însă introducem și aici în ultimul picioruș de pe margine, întotdeauna ca să vă iasă marginea dreaptă, da? Aveți tendința poate să nu lucrați chiar aici în ultimul ochi. Ridicăm două ochiuri de lanț, întoarcem și acum, după cum vedeți, noi am lucrat pe rândul cu piciorușe duble, unde noi am început modelul. Primul l-am lucrat normal. E, pe acesta îl vom lucra pe dedesubt de această tablă. Dată, ca o tablă de șah, m-am gândit la tablă. Și lucrăm piciorușul dublu în relief, ușor alungit. Aici, în dreptul celui în relief, vom lucra, dar aici sus. Da? Unul așa și unul așa. Deci acum este invers. Și automat că se încadrează și iese modelul nostru frumos. Un picioruș dublu sus. Acum mă duc și iau pe dedesubt. Da? Și fac piciorușul dublu alungit, în dreptul la piciorușul dublu în relief, lucrez aici sus, de această dată, pe dedesubt, da? Uitați, ia uitați, și iese modelul nostru. Am ajuns la finalul rândului, am lucrat în dreptul piciorușului în relief, piciorușul dublu aici sus și acum introduc roșeta, da? În ultimul ochi și lucrez, dar tot un picioruș dublu. Deci o să am două piciorușe duble lucrate sus. Nu este bai, fiindcă pe rândul următor va veni lucrat aici în relief și va veni frumos pe margine. Ochiul de lanț, întoarcem, nu din primul, din al doilea, începem și lucrăm rândul nostru de piciorușe scurte. Am ajuns la final, după cum vedeți, am introdus în ultimul, da, picioruș de aici, întotdeauna ca să-mi iasă mie marginea dreaptă. Ridicăm două ochiuri de lanț și întoarcem lucrul. Dăm după croșetă, acum avem picioruș în relief, ce facem? Lucrăm aici sus, un picioruș dublu, da? Bun, în următorul luăm pe dedesubt, da? Și lucrăm piciorușul nostru dublu, ușor alungit. Acum ne ducem în următorul ochi și lucrăm sus piciorușul dublu. În următorul piciorușul dublu în relief, ușor alungit. Picioruș dublu și tot așa alternăm. Da? Ca o tablă de șah. Și iese acest minunat model pe care dumneavoastră puteți să-l folosiți la orice proiect, să știți, puteți să-l folosiți la cardigan, la bluzițe, că sunt de vară, că sunt mai de toamnă-iarnă, la eșarfe, la căciuli. Deci puteți să folosiți acest model la orice proiect. Am văzut în comentarii pe grupul meu de pe Facebook Lucru Manual de prin lume adunate, chiar la cardigan, prezentând modelul început la păturică, doamnele l-au gândit deja ca fiind ideal pentru un cardigan. Aici, uitați în margină, luăm în relief, da? Lucrăm piciorușul dublu în relief, dar nu uitați să lucrați aici, în ultimul ochi, da? Piciorușul dublu, da? Să ne iasă nouă marginea frumoasă. Și ia uitați, modelul de la păturică este gata, vi l-am prezentat deja. Și acum întoarcem, da? Ochiul de lanț, întoarcem, nu din primul, din al doilea, lucrăm un rând de piciorușe scurte și tot așa, da? Lucrăm. Dragii mei, acesta este modelul. Este foarte ușor. V-am zis, trebuie să țineți cont că intră mai mult fir față de alte modele, da?
datorită acestui picioruș dublu alungit. Folosiți în orice culoare doriți dumneavoastră. Dacă combinați două culori, v-am zis avantajul în prezentare, că pe partea deschisă, partea albă, puteți să atașați diferite accesorii, năsturei, depinde pentru cine lucrați, dacă lucrați păturică pentru băieței, o mașinuță, un ursuleț, ce doriți dumneavoastră. Pentru fetițe, flori, fluturași, găsiți tutoriale pe canalul meu și la mașinuță, și la flori, și la fluturași, dacă doriți să lucrați și să aplicați. Eu la păturică, ca și terminație, da, și aici de unde am început, și în partea asta la altă, unde am încheiat, am lucrat pasul racului ca și punct de final, ca și punct de final, da? Am introdus croșeta, facem un ochi de lanț, da? Și introducem în fiecare ochi, da, croșeta, scoatem fir, da, avem cele două fire pe croșetă și tragem prin amândouă. Faptul că mergem înapoi, după cum vedeți, se numește pasul racului, da? Scoatem, introducem în următorul ochi, scoatem fir, scoatem prin amândouă, introducem prin următorul ochi, scoatem fir, tragem prin amândouă. Uitați! Nu este greu, este foarte ușor și este o terminație foarte, foarte frumoasă, reținută. Și eu zic că se potrivește de minune și la modelul nostru. Deci pasul racului am lucrat la păturică și de o parte și de alta. Pe lateral nu am lucrat nimic, dacă țineți cont și introduceți și lucrați piciorul de margine, o să vedeți că vă iese drept și frumos, da? Nu este nevoie. Deci întotdeauna lucrați terminația pe fața lucrului, începeți, da? Fiindcă dumneavoastră mergeți înapoi. Da? Și trebuie să se vadă, uitați, așa frumos. Acești bobi, să le spunem, da? Mie îmi plac răsuciți foarte mult. Așa este pe dos modelul, da? Nu este urât nici așa. Dar eu zic că mai frumos e așa. Și aceasta este terminația pe care eu am folosit-o la păturică. Deci, dragii mei, iată că v-am prezentat modelul de la păturică, v-am prezentat terminația, dumneavoastră rămâne să aveți spor și să lucrați dacă cumva aveți ocazia, da? Eu vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit, sper că v-a fost util și sper că v-a plăcut. Aștept poze cu lucrările dumneavoastră de pe tutorialele mele, pe grupul meu de pe Facebook, Lucru Manual de Prin Lumea Adunate. Vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat la canalul meu, le mulțumesc și celor care nu s-au abonat și cu toate astea lucrează după tutorialele mele. Și până pe data viitoare, când ne vom întâlni la următorul proiect, eu vă doresc spor în toate. La revedere!